Bun găsit, dragii mei! Cum se aliniază stelele în săptămâna care vine? Vom vedea în cele ce urmează și care este mesajul săptămânii pentru voi. Mesaj pe care, la care să ne gândim și pe care putem să-l luăm în serios, mai ales că l-am extras cu toată inima pentru mine și pentru voi și pentru toată lumea care mă urmărește. Toate relațiile mele sunt înconjurate de un cerc de iubire. Așa, toate relațiile să fie cu multă iubire, de orice natură. Totul vine din iubire. Toți suntem elevi și profesori. Mă întreb adesea, ce am venit să învăț aici și ce am venit să învăț pe ceilalți? Așa că în această săptămână să ne punem această întrebare. Ce învățăm de la cei din jurul nostru și ce învață ei cu noi? Să fim niște profesori buni și niște elevi ascultători și țilitori. Cred că asta e ce trebuie. Și să devenim și noi la rândul nostru profesori buni și atunci când suntem în rolul de elev să fim dornici de a învăța și de a acumula lecția, de a crește, pentru că experiența te crește. Înțelepciunea vine prin cunoaștere și experiență. Cunoașterea e simplu să o dobândești, citești și tu, studiezi, mai întrebi pe unul pe altul, dar înțelepciunea vine prin experiență. Adică să experimentezi diverse lucruri, să înveți pe alții și să fii învățat, să fii în ambele posturi, și în aceea de profesor și în aceea de elev. Cum vă place mai mult, să fiți profesor sau elevi? Îi învățați voi pe alții lucruri sau sunt ceilalți care vă învață? Eu consider că este un echilibru pentru a crește și a evolua, dar aștept și părerile voastre. Sper să învăț cât mai multe de la voi și voi să învățați de la mine, pentru că îmi pun foarte mult, pun tot entuziasmul meu, toată pasiunea și foarte multă iubire în aceste clipuri și sper ca voi care sunteți pe aceeași frecvență cu mine, da, la noi ne referim, să ajungă la voi toată lumina și magia din univers. O pun în aceste clipuri pentru voi. Pentru cei care sunteți pe aceeași frecvență cu mine și rezonați. Ok, ce facem în această săptămână 23, 1 noiembrie? În această săptămână avem și lună plină, în Taur, veți avea cu siguranță postare, dacă nu aici, va fi și pe Instagram sau pe Facebook, dar promit eu că vă spun câteva cuvinte și aici pe YouTube sau poate într-un story sau găsim o variantă, nu scăpați fără un mic ritual pentru acest moment magic. Posibil să fiți un pic agitați în această săptămână pentru că luna plină aduce agitații, insomnie, apar tot felul de lucruri, încă Mercur este retrograd, Marte retrograd, o mulțime de lucruri vin peste noi să le rezolvăm, să le refacem într-un fel sau altul și atunci, da, poate să fie o săptămână destul de, să zicem așa, intensă. Intensă, să folosim cuvinte cât mai bune, cât mai ok, dar care totuși se arate și starea generală. Pot fi tot felul de știri, tot felul de, să le spunem așa, încurcături. Nu vă duceți în frică, fără frică și îndoială. Astea două eliberațiile din viața voastră, indiferent ce se întâmplă în țară, în lume, în acest univers, fără frică, fără îndoială, aveți încredere în voi. Și învățați să iubiți și să vă iubiți. Este foarte important. Atenție și cu kilogramele, veți avea tendința să vă îngrășați un pic în această săptămână, mai ales că luna plină va fi în Taur. Taurul are tendința de a acumula. Hai să acumulăm iubire, bani, experiențe frumoase, nu kilograme. Nu avem nevoie de astea. Bine, mai sunt unii care mai iau, dar astea sunt niște cazuri speciale. Am și harta aici și să vedem. Așa, la nivel general, câteva cuvinte pentru fiecare zodie în parte. Berbec. Berbecul are multe întâlniri în această săptămână, nu prea face față stresului, e destul de îngândurat și scoate la iveală niște secrete sau scoate la iveală niște planuri ale celorlalți, destul de trist, de supărat, scoțând acele planuri în față. În schimb, vă dați seama că ieșind adevărul la iveală, vi se oferă ocazia să faceți așa cum ați dori voi de la început, așa că tot răul spre bine. Orice se întâmplă în săptămâna asta, întoarce situația în favoarea voastră. Confort financiar spre final de săptămână și ceva recompense reușite financiare, bucurie alături de partener, la fel, în a doua parte a săptămânii, poate îi faceți cadouri sau primiți cadouri.
Taur. Taurul începe săptămâna destul de dezorganizat, se simte un pic dat la o parte de oamenii din jurul său, prieteni, oameni cu care lucrează, dar este o falsă părere, nu va da nimeni la o parte, dimpotrivă, totul se întâmplă spre binele vostru. Aveți nevoie maxim, aveți nevoie să vă luați puțin timp cu voi, pentru că luna plină se întâmplă semnul vostru, veți fi destul de agitați, stresați, se întâmplă neprevăzutul. Dar pregătiți-vă pentru orice. Ok, vine situația către mine, mă ia așa prin surprindere. Ce am de învățat acum? Care e partea bună? Tot timpul avem ceva de învățat și tot timpul este o parte bună. Vă ocupați un pic și de felul în care arătați, poate chiar să cheltuiți pentru voi, pentru ceilalți și aveți nevoie de un moment romantic, să vă simțiți iubiți, împliniți, vorbiți cu partenerul, spuneți, uite dragă, vreau mai multă atenție, luna plină, semnul vostru, multă sexualitate, poate faceți copii. Gemeni. Nativii gemeni au și ei o stare destul de sensibilă, irascibilă, mai ales că Mercur încă este retrograd și toată săptămâna aveți de rezolvat multă muncă, nimeni nu se descurcă fără voi. Vreți să faci aia, așa, 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 le-ai face pe toate, acumulezi informații, nu știi cum să le pui, în ce direcție să le organizezi încât să le faci pe toate. Respirați, ho, ușor, mai încet, aveți timp să le faceți pe toate, da? Cum era aia, ho-ho-ho, știi, ca de Merry Christmas sau ceva de genul. Ho, așteaptă, ai puțină răbdare, pentru că graba strică treaba, am înțeles, ok, vi se aliniază multe, dar totuși cu atenție, verificați-le cu atenție. Pe plan emoțional, încurcături amoroase, vă caută foști, foste, amanți, amante, etc. Și posibil să vă dați seama cât de mult greșiți făcând lucrul acesta. Dacă sunteți căutați și vă mai gândiți acolo, oare ar fi fost bine să mă împac, n-ar fi fost, se întâmplă chestii de genul ăsta. Dificil aici cu iubirea săptămâna aceasta. Rac. Racii au tendința de a-și asuma mai mult decât este cazul, atât în familie cât și la locul de muncă. Veți suferi destul de mult pentru că vi se aduc acuzații nefondate și acuzații destul de grave pe carieră, dar și în familie. Poate că ar fi cazul să vă îndreptați către o nouă zonă, un nou domeniu de lucru, măcar cu gândul, măcar să puneți niște intenții. Vă agită destul de mult luna asta plină, poate chiar să renunțați la niște oameni din anturajul vostru, mai ales dacă vă acuză de niște lucruri sau nu vă iau parte, dacă poate nu te acuză, dar dacă ești acuzat de alte persoane și cine știe că ești nevinovat nu-ți ia apărarea, atunci e și mai rău. Consider că ți se fac multe nedreptăți. Atenție cu kilogramele, atenție cu mâncatul așa iurea, atenție pentru că veți mânca pe stres, poate nici nu mănânci prea mult, dar simți că ai luat 2 kilograme săptămâna asta fără să faci nimic, așa că mare atenție. Există și un potențial să fiți un pic dezordonați cu mâncarea, cu somnul, cu totul, cu toată viața. Organizare. Și discutați și cu partenerii voștri pentru că îi simțiți cumva, nu știu, în lumea lor, izolați, aveți nevoie de mai multă apropiere. Leu, în această săptămână, acești nativi au nevoie să comunice mai mult, au nevoie să-și elibereze emoțiile, s-au strâns foarte multe emoții și nu știți cum să le eliberați. Vor fi ceva probleme pe tot ce înseamnă partea de carieră. Deci tot ce înseamnă carieră, tot ce înseamnă motivare, tot ce înseamnă a inspira, nu vă mai inspiră nimic, nu vă mai motivează nimic, dar problema e că voi trebuie să-i motivați pe alții și dacă voi nu sunteți cu încrederea la voi, cum ați putea voi să-i determinați pe alții să facă mai mult? Trebuie să vă organizați într-un fel. Ceva discuții pe moșteniri, pe acte, reluarea unor legături financiare, poate chiar pentru a rezolva niște documente financiare, succesiuni, avocați, notari, chestii de-astea, acte, documente, instituții publice sau, mă rog, puteți să aveți drumuri în direcția asta. Și de asemenea, sunt și persoane din familie care vă ajută și vă dau sfaturi bune. Partenerul poate să vă fie destul de apropiat, dar la fel clinciuri și pe acolo, adică tensiune cu aceștia. Mare atenție, veți avea o intuiție bună. Fecioara, să vedem ce face Fecioara. Fecioara
are nevoie să-și descopere niște talente, pentru că dacă nu își descoperă, va rămâne în urmă sau așa va considera ea că rămâne în urmă, că nu este pregătită, că nu știe suficient, că nu poate, că ceva nu s-a legat cum și-ar fi dorit ea. Este important să vă dați timp, dragi fecioare, și să ieșiți în natură, să grădinăriți, să stați cu picioarele pe iarbă, să beți un ceai, să priviți cerul, să vă bucurați de frunzele care cad. Aveți nevoie să vă relaxați un pic, pentru că multă tensiune în corpușorul vostru, multă tensiune în mintea voastră, multă tensiune în viața voastră. Eliberați, eliberați, eliberați. Mai sunteți și îngrijorate cu sănătatea unui bărbat, care poate fi de la distanță, sau cu sănătatea unui bărbat din familie. Nu neapărat că e ceva grav, doar că vă îngrijorează pentru că vă încarcă cineva negativ. Relaxare, detașare. Cumva observarea opțiunilor voastre, observarea unor detalii, luați totul pe detaliu și veți găsi soluția. Partenerul vă minte cu ceva sau, mă rog, nu este total foarte sincer și începeți așa ușor-ușor să observați și să scoateți la iveală ce, bine, poate că are și el săracul vreo problemă și nu ți-o spune sau ea și se ascunde, dar depinde că pot fi tot felul de ascunzișuri. Balanța. Nativii balanță au nevoie să își crească încrederea în ei în această săptămână, pentru că nu stau foarte bine la capitolul încredere. Sunteți destul de negativiști, vi se întâmplă o mulțime de încurcături, îi încurcați și pe alții, din greșeală, nu că vă doriți, dar na, Mercur retrograd mai încurcă. Luna asta plină vagită, nu dormiți foarte bine, aveți mult de muncă. Ce vă recomand? Să vă organizați din timp, să fiți eficienți, să nu pierdeți vremea, să dormiți, să mâncați și să știți exact care vă este scopul, de ce fac asta. Dacă nu ai un scop bine definit, nu se întâmplă nimic cu așa cum trebuie. Vor fi femei cu care lucrați, care vă vor scoate din sărite, chiar de la începutul săptămânii, vor avea numai comentarii, vă vor pune bețe în roate, vă încurcă, vă fac să vă schimbați planul de 100.000 de ori. Atenție și pe partea asta emoțională, că și aici sunt nemulțumiri și ale voastre și ale partenerilor, trebuie să faceți mai mult, să aveți activități în comun dacă vreți să fie bine. Și poate vă vizitează niște rude din partea partenerului aici, nu știu dacă o să vă convină, dar nu prea aveți ce să faceți. Scorpion. Nativii Scorpion au nevoie să-și prindă puteri, să prindă puteri, vor avea soarele în semnul lor, la mulți ani Scorpionilor, nu le-am zis până acum, dar o să le zic mai multe la clipul de noiembrie. Da, această săptămână este pentru voi destul de picantă. Iese adevărul la lumină, ies multe la suprafață, aveți concluzii, conștientizări, vă ciocniți cu tot felul de dușmani, vă ciocniți cu tot felul de probleme pe care ați crezut voi că le-ați rezolvat sau că le controlați. Sunteți destul de puțin paranoici în săptămâna asta. V-aș recomanda să mai eliberați din tot ce înseamnă paranoia și frică și îndoială și suspiciune și etc. Nu aveți nicio problemă, nu vă mai încărcați capul cu probleme, adică nu aveți, aveți și voi probleme, dar nu le mai alimentați, gândiți-vă la lucrurile bune, pozitive din viața voastră. Vă preocupați foarte mult cu anumite persoane care vă mănâncă energia la propriu, care arată clar că au alte scopuri, nu cele pe care vi le spun. Ok, le identificați și vedeți ce aveți de făcut. Partenerii muncesc foarte mult, pleacă foarte mult, vă cam calcă pe nervi chestia asta, că sunt numai undu-te vino, agitație, nesomn, tensiune, stare de stres, aveți nevoie de mișcare, aveți nevoie să mâncați ceva bun, aveți nevoie să beți un ceai, un pahar de vin sau ce vreți voi. Răsfățați-vă, fiți un pic mai indulgente cu voi sau indulgenți. Este momentul să vă răsfățați un pic, da? Deci mai mult răsfăț, că e o săptămână care oricum începeți așa cu Mercur retrograd în semnul vostru, soarele intră acolo cu niște pași mărunți. Aveți nevoie de mai multă vitalitate. Săgetător. Nativii săgetători sunt puși pe treabă în această săptămână și reușesc o mulțime de lucruri. Vă încurcă niște oameni, dar chiar și așa reușiți. Încurcăturile astea le întoarceți în favoarea voastră. Atenție cu semnăturile, atenție cu contractele, atenție cu promisiunile pe care le faceți și voi la rândul vostru. Se termină ceva, o prietenie sau, mă rog, o oportunitate pe care
ați primit-o sau ați fi putut să o primiți de la cineva apropiat, dar lasă că e mai bine, așa nu vă faceți nicio grijă. Eliberați, să se ducă, nu era pentru voi. Ceva conflicte cu rudele voastre sau ale partenerilor, poate nu vă placeți cu socrii, cu soacrele, etc., chestii de-astea. Aici aveți cumva de înțeles niște situații, pentru că toți vă sunt oglinzi. Dacă aveți copii mai mulți sau, mă rog, aveți îngrijorare cu copiii, la fel, eliberați-vă de această grijă, pentru că se vor descurca, lucrurile vor ieși așa cum vă doriți. Voi v-am spus, răsturnări de situații pozitive și în cuplu și cu copii și cu rudele și cu tot. Când crezi tu că gata, nu mai ai ce să faci, atunci se întoarce totul în favoarea ta. Și munciți bine, ok, și pe partea de muncă, sănătatea, nu o să dormiți prea bine, dar vă odihniți, uleiuri esențiale, ceaiuri și o să fie mai bine. Capricorn. Nativii Capricorn sunt destul de stresați, dar se și alimentează singurei, ca și cum, gata, a venit sfârșitul, trebuie să fac rapid. Măi, ok, nu faci la timp, asta e, vezi ce faci cu ce ai până în acest moment. Nu mai puneți atât de multă presiune pe voi, nu vă mai stresați singuri atât de mult, pentru că este un stres suplimentar, este un stres care nu vă ajută la nimic. Deci eliberați stresul, eliberați fricile, eliberați momentele de panică. Poate că urmează să vă schimbați jobul sau să mergeți să vă depuneți un CV, să dați un interviu sau, de ce nu, poate chiar să începeți un business nou. Vă întâlniți romantic de câteva ori și apoi puteți să renunțați așa fără să spuneți de ce sau să se renunțe la întâlnirile cu voi, adică credeai că totul e bine cu el sau cu ea și te trezești că nu se mai răspunde la telefon, nici măcar nu știi de ce. Da, nu-i prea ok să faceți lucrul ăsta, dar e posibil să fiți destul de nehotărâți în iubire sau să vă certați cu partenerul, pur și simplu nu-i mai răspundeți. Ai renunțat la el fără să-i mai spui nimic. Concentrați-vă un pic pe familia voastră, pe neamuri, pe rude, pe strămoși, rezolvați acolo cu familia, că dacă rezolvați în această săptămână ce vă apasă pe familie, o să fie foarte bine. Săgetător a fost, Capricorn a fost, iată că urmează Vărsătorul. Vărsătorul care are o săptămână cu multe buclucuri, mare atenție, mai ales pe acasă. Bucluc în sensul că încurcați niște date, încurcați niște întâlniri, încurcați, știai că trebuie să vină cineva la tine, credeai că vine joi, vine vineri, sau credeai că vine vineri și el vine joi. Sunteți oaspe nepregătite, multe încurcături în casă sau te prinde cineva în casă, cine știe ce făceai pe acolo, te prinde soția cu amanta sau nu știu, vreo treabă de asta, glumesc acum. Ideea este că se întâmplă niște lucruri și sunteți oaspe nepregătite, poate îți vine un musafir nepoftit, hai, la asta să ne referim. Atenție cu bugetul, puteți să creșteți din punct de vedere financiar, poate chiar să cumpărați niște obiecte pentru casă sau o nouă casă sau să vă gândiți să vă renovați prin casă, oricum totul e legat de casă, petrecere, reuniune în casă, înfrumusețarea casei, gătiți, faceți chestii frumoase, totul legat de casă și îmbunătățirea confortului din toate punctele de vedere, poate chiar afaceri legate de casă. Creșteți, evoluați, este bine din punctul ăsta de vedere. Aveți și niște momente în care sunteți un pic pe gânduri, îngândurați, în sensul de nemulțumire, dar eliberați aceste nemulțumiri, nu aveți de ce să le aveți. Este importantă săptămâna asta să vă acordați atenție sănătății. Nu neapărat că apar probleme, dar mai bine să prevenim decât să tratăm. Pești. Nativii pești încep săptămâna în forță, foarte creativ, plin de imaginație, o imaginație bogată. Puteți să concepeți niște planuri extraordinare, să vă depășiți condiția de 100 de ori, să vă depășiți nivelul de 100 de ori, vă impresionați chiar pe voi înși vă. Este important să spuneți toate lucrurile care vă trec prin minte, creionați-le, scrieți-le undeva și o să fie minunat. De asemenea, oameni buni în jurul vostru, oameni care vă ajută, oameni care au încredere în talentele voastre, scrieți, concepeți, ieșiți în față, aveți o întâlnire, poate o prezentare, o să aibă mare succes, cumva foarte multă energie, lumină, magie în viețile voastre, dacă comunicați, doriți să ieșiți în față, doriți să vă prezentați, doriți să creșteți, să evoluați, dezvoltare personală. Puteți chiar să începeți un curs nou sau să prezentați un curs nou sau să vindeți un curs nou, ceva în această direcție.
o mică călătorie cu mașina de weekend sau, cine știe, o plecare, o vizită, ceva, și financiar veți fi mult mai satisfăcuți decât de obicei. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru săptămâna care urmează. Să fie o săptămână magică, multă iubire către voi și să ne vedem cu bine la consultații personalizate sau în celelalte clipuri.